Bună ziua, dragi apicultori! Suntem în data de 11 februarie 2022, raionul Cahul, satul Felinei. Avem a doua zi de când lucrăm la albini, două zile frumoase de lucru și vreau să arăt ce facem noi la data de azi. Înainte de ca să arăt, să spun, începem să, cum zic românii, să furăm startul, să încercăm să-l furăm startul. Punem stânga-dreapta colesterolul și facem tratamente. În privința la puiet, ne-am uitat în câteva familii și putem spune că 50 din acei ce ne-au uitat noi, 50 au început să seamene, au ceva puțin căpăcit și 50% nu au nimic. De asta, așa că cam aici am ajuns. Familii se prezintă, după părerea mea, binișor, așa, pe o notă a 7, dacă în, dar după aceea ce văd eu de la, pe YouTube, la alții, cum arată așa cuiburile, păi amele sunt mai slăbuțe, după cum văd ce arată alții. Noi mai scoatem o ramă, cu toate că, acum arăt, cu toate că am scos din toamnă și le-am restrâns mai tare, dar albină pe fund nu este moartă, dar albină în stup nu prea este. Și rama dată o scoatem. Ăsta e cam slăbuț. După cum vedem noi, asta îi scoatem două rame. El e în partea asta mai mult. Asta îi scoatem din parte și mai. Am agresivit. Colesterolul, așa ceva. Și mai scoatem o ramă. Mai restrângem, numai nu facem restrângerea tare. Iată că la începutul februarie, la sfârșitul februarie, începutul martie, a să mai scoatem o ramă și a să o dăm asus grem și a să o dăm pe diafragmă. Punem polistirolul a doilea. Tratamentele. Tratamente dăm pluvalinat. Pluvalid. Nu, pluvalidez. Așa ceva. Noi le-am tăiat în jumătate. Le face Rusia. Și punem așa ceva. Trei bucățele. Trei bucățele de jumătăți. Noi ieri ce am lucrat, am controlat acum ea, timp de 24 de ore, 5 care avem dedesubt șubere de cele de tablă și spre mirarea mea n-am găsit nici la o familie. De asta nu știu ce să mă gândesc. Când nu am, așa mai punem un sac, așa cum punem și cel anțani am pus. Și nu știu ce să mă gândesc, că tratamentele nu sunt bune sau nu am varoa. Când am varoa, nu cred. De asta, care să mai facem azi, să mai uităm parcursul a zălicelor. Hai mai deschidem unul. Îl dinainte. Vedem ce ceasă. Aici e ulea, acum e bunișor.
Astea sunt roiuri. Care mai devreme, care mai târziu. Mâci făcute de mine. Dacă avem aici în margine ramă aproape egală. Iată, egală. O scoatem aici, scoatem mai multe rame, două rame scoatem. De obicei scot o ramă. Le las pe 5. Puținii sunt care, 6, 7. Și am și motănei. Motănei să văd ce să fac. Ori să le unesc, ori să fie ca să-i mai ajut. A să vedem. Și o scoatem și pe asta. Dați chiar să ne uităm la asta, dacă are sămăna sau nu are sămăna. Mieri avem în destul. Turte nu dăm, am trecut dacă am dat de jumătate de turte. Nu știu, nu, n-am prevăzut eu efectul mare a turtilor. De asta, eca albina, eca mieri, este. Albina cam e răruță, aș spune că e. Câte aici? 2, 4, 6 rame rămase. De acum aici văd că e lichidă. O tras-o, cred că, de pe margine. Ieri seara, care mai scutem vreo ramă, păi, parcă sări din... A, ia că avem aici, dacă putem să vedem, avem puiet căpăcit. Dar ce interesant, că cei mai neagră. Da, e... Da, ouă, e așa, o leacă aici. Poate de atâta și nu cade varouă, de atâta că a intrat între... Varouă nu e așa de mult și a intrat aici, între aici căpăcit. Posibil și așa varea. Nu, aici nu este nică. Da, cam... E oara 3 și jumătate, de acum e spre sară și de atâta ele așa cam... Așa. Aha, și aici ia că avem și aici, aulea, cât de puiet, chiar pe ultima ramă. Ce interesant, că e mai neagră de atâta și acolo salbică. Ia că aici e mai mult, așa puiet încă n-am găsit. Ia că așa matca aici, nu e însemnată, e o matcă nouă, că e de roi. Am trecut, nu le-am însemnat și ia că puiet. Da. De atâta așa acolo e mai rar albina, că toată albina e încoace, în capul ăsta pe ultima ramă. Tot așa îi facem, să-i punem polistirol. Măturăm peretele, aici e o grămadă albină, dacă e să ții cald. Lucrăm împreună cu soția, iată, ea îmi dă tot sub mână și lucrăm mai repijor. Asta să-i punem. O ramă în partea asta. Așa. Ca să nu fie ultima cu puiet. Ce avem aici? 2, 4, 5, 6. Cred că să mai strângem încă o ramă. A să mai scoatem încă o ramă. Plus, ne stăruim să lăsăm așa pe 5 rame. Ca data viitoare mai scoatem încă o ramă. Poate. Am spus. Și a să rămâi pe 4 rame. Iar diafragma. Tratamentele. 1, 2, 3. Necăt un bățișor.
Hai să-i dacă nu-i. Așa, punem sas, apasă pe pauză. Vrem să mai arătăm unul în lison, să-l vedem ce face el, dar și dacă are puiet. Deci tot e așa, dacă are o leagă de spațiu, n-am scos este. Are o leagă de spațiu, e s-o plicat în sus. Noi alun nu avem, trebuie de grabă să înflorească ghiocei. Două, patru, șase, șapte. Tot două rămeasă scoate. Dar să luăm așa ramul cu ramă, să zicem dacă este un fel că e mai cald, de mare mai mult putere cu ieța. Dacă așa se prezintă. Mai spre sară și de-aia așa. Mai devreme n-am putut să facem filmarea. Vede acum se unde ești sât aici albina. Marcica fuge că să mă mănânce. Nu spune si nu crezi mai de tot. Da, este cuit aici. Se pune aici. Da, au cuit. Este. Cred că de atâta nici nu cad păduchi. Păduchii de acum au intrat în puiet. Trebuie de pus benzile mai devreme. Dacă vedem aici și matca. Tot e o matcă tânără, că e de anul trecut. Tot avem aici un tot puiet aici, se vede așa. Dacă ați vede până asta. De atâta nici nu cad păduchi. De atâta că păduchii de acum au intrat în. Ori cu lemn, ori. Da, schimbăm aici în parte. Am avem următoarea ramă. Cea ca așa din 7 rame. În partea asta noi. Tare. De acum dacă e sară. Pentru filmare, pur și simplu am făcut fiecare, că așa. Aici, așa, așa. Aici și ultima ramă. Scoatem două, se restrânge. Mai pun eu diafragmă, tratament și asta. Dați închid. S-a început anul apicol. De acum la cineva de abia s-a făcut zborul de curățări, cineva de mult a pus turtele, fiecare cu tehnologia lui. Eu nu vreau să învăț pe nimeni, eu arăt ce fac eu. După câte am mai zis la cineva, poate tot ori îmi pare, ori într-adevăr sunt mai puternici, la noi în zona e așa. Cred eu că sunt mai slăbuți, de ce? Că la noi vara trecută nu prea a plouat și poate mai rău am fost cu nectarul sau cu polenul. Asta și mai am încă ceva ce am făcut față de celălalt an, că toamna, anume în august, cum am scos mierea, a început hrănirile abundente, cât mă răbdea, ca la 1 septembrie am terminat cu hrănitul și am început recoltat floarea soarelui. Și poate de atâta, sunt mai multe nuanțe care, toate când ea în toamnă, îmi păreau că sunt mai frumoase albine decât acum. Dar e începutul, nu sunt rele. Așa, eu mediu.
Doresc la tot sănătate, sănătate la familie voastră și la familie de albini. Toate cele bune și